În primul rând, povestea asta cu piețele alternative pe care le-ar avea Rusia. Să știți că nici chinezii nu sunt bătuți în cap. Chinezilor nu le place să depindă de un singur furnizor. Ei au o cotă în orice, de la siliciu până la energie, să știți că au o cotă pe care o dau fiecărui partener. Adică, dacă ești bun, te admit cu 15%, dar nu o să ajungi niciodată să ai 30% din cota de furnizare, că atunci devii o vulnerabilitate pentru ei, corect, dacă tu peste noapte crești prețul, de exemplu. Deci chinezii nu sunt ușor de fraierit. Eu mă aștept să obțină gaze la prețuri probabil favorizante pentru ei, dar nu vor lua cantități nelimitate. În ciuda faptului că ei au nevoie, într-adevăr, nevoia lor de energie în creștere, doar că au acest sistem al cotelor la care nu văd de ce președintele Xi ar renunța. N-o să lase niciodată Rusia să fie dominantă pe piața energiei din diverse considerente de securitate națională. În al doilea rând... Dacă vă uitați la energia atomică, mă scuzați că vă întrerup, Rusia este dominantă. A, da, sigur, nu, energia asta atomică... E trendul. Păi da, nu, dacă absolut. Vreți, o feliem și... Nu, asta așa e, nu, energia nucleară, da, dar ascultați, până la urmă, energia nucleară e tehnologie nucleară. China are acces, depinde de China câte centrale nucleare să-și facă. Poate să facă câte doresc ei, dacă asta vor. Bun, da. Dacă asta vor. Deci nimic nu împiedică. De asta vă spun. Chiar și ce spuneați cu centrale nucleare pot fi un duș rece pentru gazele rusești. În al doilea rând, să știți că Rusia nu câștigă din gaze cât câștigă din petrol, de fapt. Gazele sunt un derivat în toată povestea lor. Petrolul, în schimb, e ceea ce interesează. Pe această piață a petrolului, să știți că Europa e mult mai importantă decât bănuiți. Pentru petrolul rusesc. În care, de care bugetul Rusiei depinde. Bugetul Rusiei stă în picioare dacă prețul mondial al petrolului trece de 40 de dolari pe baril. Pentru că extracția în Rusia e relativ scumpă în comparație cu țările arabe și între noi fie vorba, prețul cel mai mic la extracție era în Libia lui Muammar Gaddafi. Inclusiv relațiile dintre Ceaușescu și Muammar Gaddafi s-au bazat pe prețul mic de extracție în Libia, ceea ce îl făcea competitiv, astfel încât îl lua și România când a rămas fără rezerve. Noi luam petrol din Libia și din Iranul șahului Pahlavi. Revenim. În Rusia ei extrag petrol pe undeva pe la 30 de dolari cheltuie ca să-l extragă. Păi trebuie de la 35 sunt bine, de la 40 înflorește bugetul. Acum sigur că a crescut prețul într-atât de mult încât teoretic sunt avantajați. Dar cine sunt clienții? Dacă europenii ies din cursă. Uitați-vă la aceste declarații ale europenilor, că ăștia nu o să mai dea înapoi. Europa, care într-adevăr e fragilă, cum bine spuneți, guvernul din Germania șchioapătă, Italia e în criză, Macron fără majoritate. Asta este povestea eternă a Europei. Credeți că pe vremea țarului Nicolae I sau Alexandru, Europa era mai unită? Niciodată n-a fost Europa unită sau niciun caz n-a fost mai unită decât acum. Deci povestea cu fragilitatea europeană este absolut reală. Dar nici Rusia nu era atât de puternică economică. Nu știu. Aici se poate discuta, să știți, puterea economică a Rusiei din punctul meu de vedere. Revenim și la asta. Dar atenție, singura lume capabilă să rupă pisica, până la urmă, tot Europa. Și în momentul de față noi asistăm la o rupere a pisicii deci în două. Deci asta spuneți că there's genul no turning ăsta, back, cum ar spune. Da, absolut. Genul de cotitură. Da, genul ăsta de energie, să știți că nu va mai domina un secol. Energia asta care a pus în mișcare secolul 21, petrolul, iertați-mă, secolul 20 a fost secolul petrolului, de la mașini până la avioane și așa mai departe. Acum se schimbă paradigma. Se schimbă paradigma. Lideri ăștia fragili, ăștia europeni care spun că Olanda a redus cu 30% consumul, Polonia nu mai importă deloc din Rusia, da. Germania a scăzut cu 14%, Comisia Europeană s-a întâlnit ieri pe 26 iulie și a spus, domne, reducem cu 15% comun consumul. 15% o să spui, domne, nu o să respecte toți. Ăstea sunt decizii care, să știți, din momentul în care se iau, nu o să se mai revină asupra lor. Pentru că, într-adevăr, există această obsesie, bazată probabil pe informații dintre care nu toate sunt publice, referitoare la
schimbările climatice care sunt absolut reale. Știți de ce se poate lovi acest salt pe care și dumneavoastră îl vedeți și îl simțiți ca și noi toți de altfel? Se poate lovi de o rezistență socială. Se poate lovi de un ghinion social european care n-a mai fost pus la încercare în nicio altă revoluție de până acum, că vorbeați de revoluția secolului 20 și de continuarea din secolul 21. Pentru că atunci când îi ceri unei Europe care de 70 de ani n-a mai văzut războiul, moartea la ușă, căruia îi ceri să reducă, să taie, să facă economie pentru țările din ăsta, asta trezind, dacă vreți, niște amintiri nu tocmai plăcute în raport cu socialismul de care a scăpat de curând la scara istoriei, da? E posibil să ai niște probleme, tu, guverne democratice. Este perfect adevărat. Pe de altă parte, iarăși ca profesor de istorie v-aș spune că adică orice... Adică să nu omitem factorul uman, de acord, factorul social. De acord, dar aici, acum să vă spun, eu nu mă pot dezbrăca de haina mea. Aveți perfectă dreptate. Factorul social întotdeauna impredictibil. Măsurile este evident că nu vor avea un bun ecou în rândul oamenilor, dar ca profesor de istorie eu v-aș spune că orice s-ar întâmpla, cu excepția unui război nuclear, nu știu, sau să fim toți trași într-un război, dar dacă lucrurile astea, nenorocirile astea nu se întâmplă, orice altceva s-ar întâmpla va fi parfum față de ce a trecut Europa în ultima sută de ani. Da. Păi iertați-mă, când te gândești la foamete, te gândești la prețuri mari în magazine? Nu! Nu. Te gândești când n-ai cartofi? Sau când nu ai... Ucraina știe cel mai bine ce înseamnă foamea, da? Adică exact, prin niște... Exact. Deci această țară, exact, care în 1932-34 exact, a trecut printr-un o foamete teribilă. Pe care și... Europa n-a mai cunoscut-o în epoca modernă. Exact, și orchestrată politic, da, între noi, vorba, tot de Stalin, să nu dăm vina pe ruși. Hai, Stalin, da, vrea să-i pedepsească pe ucraineni, apropo. Mm. Acum Ucraina dă pe piața mondială vreo 10, peste 9% din producția cerealieră. Țara asta care murea de foame. Da, da. Acum dă 10% din producția cerealieră la nivel mondial. Păi înseamnă că au făcut ceva progres. Sau îi ajută și tehnologiile noi? Da. Oare să fie o explicație prin faptul că nu vor să intre în lumea asta rusească, cum ruschii mir de care vorbește, ei nu vor să intre acolo, ce să le faci? Dacă nu vor să intre acolo, dacă vor să se apropie de Occident, ce poți să le faci? Noi n-am trecut și noi prin aceea. Noi de ce nu ne-am dus spre Moscova? Că în 1990 așa era vorba. Doamne ferește, sper că nu era... Bine că n-au fost destule argumente. În 1989 cred că așa era vorba. Da, nu voia... Păi nu... Da, în fine, uite că nu s-a întâmplat. De ce nu s-a întâmplat? Pentru că n-a vrut românul, dacă îi spui, bă frate, bine, toți mârâie. Noastră... Românii vor mârâi că noi suntem un popor foarte greu de condus. Românii sunt foarte greu de condus. Da. Dar în același timp, dacă îl pui în situația, bine domne, ok, alege, o luăm spre est sau spre vest, o să vedeți că da, nimeni nu s-ar duce... Nu mai ezită nimeni, adică... Da, și ferească Dumnezeu să fim cu... Cum să spun, cu pușca la tâmplă, cum s-a întâmplat în 44-45, atunci, mă rog.